Vreme de două zile în sala polivalentă din Drobeta Turnu-Severin s-au luptat pe tatami cei mai buni judoka din țară. Dacă miercuri polițiștii, pompierii, jandarmii și polițiștii de frontieră au luptat la individual, joi s-au duelat și la echipe. Valoarea competiției a fost una ridicată, așa că și luptele au fost interesante. Competiția pe echipe de la acest campionat de judo al Ministerului Afacerilor Interne a fost, zic eu, cea mai bună zi a campionatului. De ce? Pentru că în foarte scurt timp toți componenții care au intrat în echipele reprezentative ale inspectoratelor de armă au trebuit să depună un efort substanțial mai intens decât ieri, iar rezultatele, experiența și pregătirea și-au spus cuvânt. Cei care au reușit evoluții bune pe tatamiul severinan au adus inspectoratelor de care aparțin medalii strălucitoare. În cadrul concursului au fost prezenți angajați MEAI, pentru care judoul aproape că nu mai are niciun secret. Competiția a avut un nivel ridicat, ținând cont la ce se întâmplă acum cu judoul românesc. Mă bucur foarte mult că am întâlnit câțiva colegi cu care am luptat atunci când eram profesionist, ca să spun așa. Ar trebui să aducem mai mulți oameni, este foarte important să cooptăm mai mulți sportivi, dar judo este un sport destul de tehnic și dacă nu sunt foști judocani care au renunțat la carieră și acum sunt încadrați în cadrul Ministerului de Interne, e cam greu să aducem oameni care nu au făcut acest sport. Ai fost declarat cel mai tehnic judoka de la acest campionat. Da, unanim de acord, s-a căzut de acord că eu aș fi, probabil, am câștigat toate meciurile la Ipon și ar trebui să iau eu acest premiu. Le mulțumesc foarte mult! La finalul concursului, după ce s-a tras linie, pe prima treaptă a podiumului s-a clasat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Locul al doilea a revenit Inspectoratului General al Poliției Române, iar pe locul al treilea s-a situat Direcția de Informare și Protecție plus Aparatul Central. În afara podiumului, pe locurile 4 și 5 au fost echipele Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.